Bună ziua, dragi prieteni din balanță! Haideți să vedem la balanță, la dragoste. Așa. Dacă vreți să recuperați pe cineva, arată că dacă recuperați, că vă împăcați, că vă înțelegeți bine, că totul va fi mult mai bine decât a fost. Vreți ca această persoană să se cumințească sau să, nu știu, să... Așa va fi, cum vreți. Așa se va întâmpla. Va comunica mai mult. Dacă vă promite ceva, se ține de cuvânt, se ține de promisiune. O să vedeți această persoană mai atent, mai grijuliu. Da? Acum, nu știu, el poate are pe cineva, pentru că văd că din partea lui este trădare, ca și când mai are o soție, o amantă și are relații cu ea. Poate fi din Leu, Săgetător, Berbec, Vărsător, Gemeni, Balanță. Poate fi... Aici văd pe cineva care vă leagă, poate fi un copil, un preot, ca și când v-ați căsători, sau ca și când cineva din familie, sau un proiect, sau o afacere, da? Ea arată că aici ea se schimbă pentru el, că se face mai bună, mai înțelegătoare. Și asta îi aduce o reușită. Fericirea vine cu greu, spune cartea. Surprize plăcute. El poate fi din Leu, v-am mai spus. Așa. Da, aici sigur are pe cineva. Pentru multe persoane aici văd o relație dublă. Că e frică lui sau are secrete. Și ea se simte câteodată ca și când ar face ceva greșit. Și persoana din balanță, aici sunteți dumneavoastră, deci care sunteți balanță. El călătorește mult sau se mută sau are evenimente nu foarte plăcute. Se duce să vadă de un serviciu sau se duce să vorbească cu cineva. Văd cu multă lume și vă văd cu multă lume împreună. Dar împreună vă văd, da. Așa, cam asta a fost la balanță. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.